Bun găsit, stimați prieteni, la Proces Verbal, vă spune Bogdan Enache. Urmează o ediție specială, o ediție pe care și eu am așteptat-o, având în vedere faptul că pentru prima dată la Proces Verbal este candidatul USR Plus la primăria municipiului Ploiești, domnul Răzvan Enescu. Bună seara și bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Cum e campania, domnul Enescu? Grea, mai ales pentru un om nou în politică, e foarte grea. Și la Ploiești cum mi se pare? Și mai grea. De ce? De ce? Pentru că în Ploiești avem o situație specială. Avem la județ un tip de campanie cu niște parteneri, la Ploiești avem un alt tip de campanie cu alți parteneri. Fără parteneri? Sau fără parteneri, da. Și vă încurcă partenerii? Sau doar vorbiți despre faptul că sunt două campanii diferite? Sunt două campanii diferite, două mesaje diferite. Posibil votantul să nu înțeleagă nimic din această campanie. Pe stradă, cum este campania? Mai ușurică decât mă așteptam. De ce? Pentru că în general s-a spus că da, oamenii sunt destul de au niște idei fixe. Nu este adevărat. În momentul în care mă întâlnesc și în momentul în care ne întâlnesc pe noi ca echipă, oamenii sunt destul de deschiși. Și oamenii vor să spună problemele. Se pare că până acum n-au avut cui să spună aceste probleme și sunt deschiși. Spuneți-mi, vă rog, top 3 probleme ale cetățenilor, ale dumneavoastră. Bun, pentru Ploiești am identificat 3 probleme. Da. Nu, ce vă spun oamenii pe stradă? Ce îmi spun oamenii pe stradă? Poluarea, deșeurile și sistemul de sănătate. Astea sunt. Însă, există o problemă generală care, cum să spun, poate înglobează toate aceste probleme. Au o problemă cu politicienii, în general. Nu mai au încredere în clasa politică. Sunt oameni care îmi spun, da, votez cu ăla. Sunt oameni care spun, nici nu te cunoșteam, votez cu tine. Însă majoritatea, și aici nu exagerez când spun, peste 50% spun, nu mai am încredere în nimeni. M-au dezamăgit toți. Deci, principala problemă este că nu mai au oamenii încredere în politicieni. Foarte, foarte interesant și dureros. Da. Eu militez de mulți ani de zile pentru votul obligatoriu în România. Și știți de ce? Că atunci când nu ne place niciunul, 50% plus 1, spuneți dumneavoastră, nu mai au încredere, iar atunci să ne ducem toți și să anulăm buletinul de vot. Eu cred că de-abia atunci cei care nu mai au încredere sau nu se regăsesc în niciun partid, în nicio ofertă. Și de-abia atunci cred că ar fi un semnal pentru clasa politică. În rest că se prezintă 10%, 20% sau 50%, eu cred că politicienilor le convine. Mai mult sau mai puțin, depinde de partid. Bineînțeles, pentru că au mai puține voturi de câștigat, au mai puțini oameni de convins. În momentul în care se prezintă puțin, trebuie să-i convingi doar pe aia puțin. 40% sau 30% din populația votantă. Dar, ca să completez un anumit aspect, poate ar fi bine, în momentul în care, dacă am obligat cetățenii, să obligăm și politicienii. În momentul în care peste 50% și anulează buletinele de vot, toți cei de pe acele buletine de vot să fie excluși în următoarea cursă electorală. Poate. Pare așa, nu sunteți idealist. Sunt idealist, da, oricum idealism este și să obligăm toți oamenii să meargă la vot. Nu, există țări. Există 32 de țări, da, există 32 de țări la nivel mondial unde votul este obligatoriu, la nivel mondial. Aceste țări au totuși o tradiție democratică un pic mai împământenită. Spuneți-mi, vă rog, în urmă cu ceva vreme, între USR Plus și PNL, la nivelul județului Prahova, s-a format o alianță pentru Consiliul Județean și în cazul la 3 primării, dacă nu mă... 4. 4 primării, dacă nu... 4 primării. În rest, fiecare, respectiv USR Plus și PNL, fiecare merge pe drumul lui. De ce nu ați făcut și la Ploiești alianță cu PNL? De ce nu ați, pe semne că negociați, aveați o listă, intrați pe lista de consilieri, susțineați candidatul PNL la primăria municipiului Ploiești și astfel ploieștenii, în cazul acesta, nu mai aveau semne de întrebare. Aolo, cum o fi? O fi separat? Ori fi împreună? Bun, aici sunt mai multe întrebări și o să încerc așa ușor să le separ. În primul și în primul rând, da, discuția a fost... chiar, cred că, de 2 luni de zile, să se meargă pe tot județul, să se meargă împreună. Au fost discuții, nu negocieri. Da? Deosebirea? Negocieri, deja începe în fiecare parte să spună eu vreau asta, da. Eu vreau asta, eu propun asta. Da, discuția a fost la nivel de propunere. S-a propus să se meargă din partea PNL-ului. Mie personal, mi s-a propus să mergem
în această, în această cursă alianță. Împreună, alianță. La Ploiești. La Ploiești. Asigurându-se un loc de viceprimar, pentru, exact cum s-a întâmplat la Consiliul Județean, un loc de viceprimar pentru Alianța USR Plus. Adică ați fi putut fi viceprimar? Aș fi putut viceprimar. Dacă, viceprimar, da. Dacă intram în Consiliu, că principala condiție pentru a fi viceprimar este să intri în Consiliu. Da? Dacă intram în Consiliu, bineînțeles, aș fi putut să fii viceprimar. Am refuzat. Deci eu am refuzat un post, sigur, să zicem, de viceprimar. De ce? De ce? Pentru că... Vorbeați despre acele discuții. Ce s-a întâmplat de nou? La Ploiești este foarte simplu. De ce? Pentru că în momentul de față avem o administrație formată din acest partid, PNL. Deci noi în momentul de față a trebuit să dăm un cec în alb, de fapt nu un cec, să girăm ce s-a întâmplat în Ploiești până acum prin această alianță. Păi aș gira la nivelul altor localități, la nivelul Bucureștiului, așa mai departe. În cadrul discuțiilor pentru Consiliul Județean, da, eu personal nu am fost implicat. Și dacă ați fost, ați fi zis că e mai bine să mergeți separat? Vorbim contrafactual. Nu am fost acolo, nu aveam ce să discut. Eu personal, eu pe toată linia de partid și tot timpul unde am fost întrebat, am refuzat alianța cu PNL. Dar spuneți-mi, vă rog, aceste discuții, cum ați subliniat, nu negocieri, bănuiesc că s-au purtat atât în plan politic, dar și în plan administrativ. Adică, ce program... Că de fapt despre asta și despre asta este vorba, sau mai ales despre asta este vorba. Candidatul X vine cu acest program, candidatul Y vine cu alt program. Așa mult diferă pentru ploieșteni, că de fapt ploieștenii, eu nu știu ce aleg mai mult, ce caută. Omul, partidul, programul, aceste discuții care nu au ajuns la negocieri, din aceste discuții, ați ajuns la concluzia că de fapt programul pe care PNL îl propune la Ploiești nu coincide cu programul USR Plus pentru Ploiești, sau pur și simplu din orgoliu a zis, nu, eu vreau să fiu candidat și cu asta basta, închidem discuțiile, nu începem negocierile, ca să vă citez. Nu s-a pus problema. Deci nu am ajuns în faza de program. Nu. Dar ce ați zis tu atunci? Că bănuiesc că programul era principalul impediment, nu? Așa ar fi trebuit să fie programul, însă noi trebuia să batem palma cu administrația actuală ploieșteană. Păi nu cu domnul Dobre, că domnul Dobre nu mai candidează. Domnul Dobre este vârful unui iceberg, da? Să nu uităm, în jos sunt aceiași oameni. PNL-ul la Ploiești este același. Și de mâine, adică nu pot să-mi spună cineva că dacă domnul Dobre își termină mandatul, din momentul în care... Eu să zicem că nu câștig alegerile, dar următorul primar, dacă este din partea PNL, sunt oameni noi. Nu, vor fi aceiași oameni. Păi de ce credeți asta? Pentru că sunt aceiași oameni. Nu cred că schimbă partidul. PNL-ul nu își va schimba oamenii din interior doar în momentul în care se va schimba. Și dacă sunt aceiași oameni, e o problemă, fiindcă spuneți că nu s-a făcut nimic în Ploiești? Da, pentru că domnul Dobre nu este principalul vinovat pentru ce s-a întâmplat în Ploiești. Dar cine? În general, toată clasa politică prahoveană, toți cei care au fost în Consiliul Local și partidele care au susținut aceste... Am văzut că aveți un mesaj, toți sunt răi, noi suntem buni, de genul. Toți au fost la guvernare în Ploiești în ultimii 30 de ani, noi nu am fost și venim noi să facem curățenie. Păi și nu este adevărat? Nu toți au fost la Ploiești. Ploieștiul cred că este orașul care a avut cel mai mare mozaic, cel mai mare curcubeu de partide din politica românească. Să nu uităm, am avut PD, am avut FSN, am avut domnul Săvălescu, nu mai știu. CDR. CDR, da. Așa, am avut toată paleta. Da? Și de ce au ieșuat? De ce au ieșuat? Vă întreb în calitate de ploieștean, în primul rând. În calitate de ploieștean. Pentru că jocurile politice au primat. Pentru că acești oameni erau șantajabili politic. Nu personal, ci politic. Și nu poți să faci treabă dacă ești șantajabil, dacă ești șantajat politic? Dacă ești șantajabil, nu. Nu poți să faci treabă? Dacă ești șantajabil. Da. Nu, pentru că tu, în momentul de față, persoana aceea trebuie să reprezinte niște interese, niște interese de partid. Este normal, una este o negociere, una este o colaborare, din punct de vedere politic, șantajabil este altceva. Deci nu au făcut fiindcă au fost șantajabili, au fost subjugați intereselor partidului, dacă nu se face au fost incompetenți, așa, despre ce vorbim? Nu, dacă nu se face așa, cum dictează partidul, zbori. Asta a fost toți domnul Enescu, chiar de vă întreb, vă întreb la modul destul de mult. Așa s-a
Asta vedeți dumneavoastră? Asta este percepția oamenilor. Eu am discutat cu oamenii. Asta este percepția oamenilor. Nu am de ce să nu cred oamenii. Bun, poate n-a fost așa. Însă oamenii aceia trebuie să iasă să dovedească că n-a fost așa. Oamenii asta cred. Asta este percepția lor. Nu poate cineva să spună că dacă oamenii văd un cer albastru, să spună ceva. Nu, cerul este verde. Oamenii așa văd. Și oamenii acestor oameni li se cere votul. Normal. Trebuie să convingem că nu este așa. Iar eu, ca să revin la întrebarea dumneavoastră, de ce sunt eu diferit, eu și echipa mea, pentru că noi, în momentul de față, noi nu am mai făcut politică. Noi suntem oameni. Noi nu am venit din acea zonă. Eu vin, de exemplu, din zona de antreprenoriat, din zona de business. Așa, colegii mei vin, da, din fiecare din alt domeniu. Noi nu am mai făcut așa ceva. Noi nu am mai făcut politică. Iar dovada faptului că o parte dintre noi, eu zic toți, dintre noi, nu suntem șantajabili politic, este tocmai acesta. Eu pot să vin în fața dumneavoastră să spun că eu sunt împotriva alianței cu PNL-ul la nivel județean. Dacă aș fi fost șantajabil politic, aș fi spus, da, să trăiți, accept alianța necondiționată. Regretați că USR Plus nu are un candidat la Consiliul Județean, la președinția Consiliului Județean? Aveați un candidat bun? Aveam un candidat foarte bun. Cu șanse sau era acolo aici printre este, alții? Aici este o problemă. Da, bun, am înțeles logica USR și până la urmă ei au gândit din punct de vedere... Acum nu mai sunt ei, acum sunteți toți dumneavoastră, adică toți sunteți... Nu. Noi suntem de pe data de 15 august, suntem noi. Suntem USR, înainte suntem erați, un partid. Da, înainte de pe 14 august, de fapt și pe 15 august la prânz, încă eram două partide. Ei și noi. Da? Când s-a făcut această negociere, era vorba gata, despre... Gata, deveni frați. Despre de am înțeles logica și din punct de vedere politic au făcut un calcul realist. Într-un calcul realist vă spun următorul lucru. Noi în zona de urban suntem vizibili, suntem relevanți. Însă în zona de rural, și este vina noastră, trebuie să ne asumăm acest lucru și până nu ne vom asuma această vină, nu cred că vom putea deveni relevanți și în zona de rural, nu suntem încă relevanți. Iar să ne bazăm doar pe publicul urban și publicul din apropierea urbanului mare este o greșeală. De ce? Pentru că înseamnă jumătate din populație. Deci spuneți că de fapt USR Plus nu era pregătit la aceste alegeri să joace cu șanse reale pentru a câștiga Consiliul Județean Prahova. Zic bine? Am tradus bine tot ce a spus dumneavoastră? Da. Și atunci de ce erați? De ce ați fost împotrivă? De ce am fost eu împotrivă? Da. Păi dacă tot... Din principiu. Că ce? Că ei sunt din fosta clasă politică și noastră sunteți noi? Nu putem să atacăm un anumit partid, da? Nu putem să atacăm o anumită parte, da? Și apoi să zicem, da, ok, am bătut palma. Sunt de acord cu alianță pe proiecte, sunt de acord cu să batem palma cu orice partid pe anumite proiecte care sunt în beneficiu cetățenilor, însă nu sunt de acord să spunem, da, domne, mergem înainte de alegeri, mergem împreună, suntem tot cu toți împreună. Cu orice partid? Dacă ați spus că sunteți de acord mergeți cu orice partid în proiecte care vizează bunăstarea, inclusiv partidele pe care le criticați foarte mult, dacă, PSD... Exact la PSD, de exemplu, mă refer, dacă PSD-ul spune, da, domne, vrem să facem o pistă de biciclete de la sud, la nord, da? În acel moment vă spune, da, domnule, de ce să ne împotrivim? Doar că a propus PSD-ul. Asta e o copilărie. Păi asta pare. Asta este o copilărie. Că, USR, că acest... PSD-ul sunt ăia răi care... Nu. Haideți să vedem indivizii. În politică trebuie să vedem și indivizii. Dacă îi vedem pe toți, ăia sunt răi și punem o ștampilă pe fiecare, tocmai din acest motiv, noi poate nu ne-am făcut foarte vizibili în mediul rural, că am pus ștampile. Noi trebuie să luăm fiecare individ și trebuie să ne adresăm tuturor oamenilor. Da? Nu trebuie să spunem că acel partid este rău doar pentru că noi am avut probleme. Dacă 90% dintre proiectele unui partid, nu spun PSD, un partid X, da? Sunt greșite, dar 10% aduc un beneficiu cetățenilor, de ce să nu fim de acord cu alea, proiectele acelea? Mi se pare, repet, o copilărie. Spuneți-mi, vă rog, cu acest mesaj... Domne, toată clasa politică este de 30 de ani la putere și n-a făcut, uitați ce s-a întâmplat în România. La Ploiești, toți ați fost la primărie. N-ați făcut nimic sau aproape nimic?
Aproape nimic. Aproape nimic. N-ați făcut aproape nimic. Oamenii sunt nemulțumiți. Nu, întrebare foarte importantă. Nu vă ostilizați toate formațiunile politice și în perspectiva imediat apropiată. Și anume, intrați în Consiliul Local, noastră să presupunem că ajungeți primar. Vă trebuie Consiliul Local, fiindcă degeaba sunteți noastră primar. Și atunci toți o să spună, păi domnul Enescu, ne-ați băgat pe toți în aceeași oală, că toți n-am făcut nimic, aproape nimic pentru Ploiești, și acum a venit să ne cereți alianțe și de-astea? Plecați, domnule Enescu, de aici, că noastră sunteți singurii îngeri. Să știți că am auzit expresia asta. Și aș vrea să aflu opinia dumneavoastră. Domnule, buseriștii, plusiștii, USR Plus, are membri îngeri. Ei sunt foarte curați, ei nu au făcut niciodată nimic, ceilalți toți suntem niște corupți, proști, nu proști, incompetenți, șantajabili și așa mai departe. Cum răspundeți? Foarte simplu, au șansa să dovedească că nu am avut dreptate. Au șansa să vină împreună cu noi în proiecte. În momentul în care vom propune... Nu, cum răspundeți la asta cu îngerii, în primul rând? Asta cu îngerii? Bănesc că și dumneavoastră ați auzit tot de la celelalte partide. Dom'le, bine că vă dați voi îngeri, voi nu ați făcut nimic și ne criticați pe toți ceilalți. Nu, asta cu îngerii nu este adevărat. Noi, bineînțeles că noi suntem subiectivi și ne vedem îngeri și ne vedem impecabili. Dar cred că... Și de aici și critica față de celelalte partide. De aici și critica față de celelalte partide. Însă sunt sigur că sunt oameni buni în toate partidele. A schimbat deja discursul, stați puțin că nu mai înțeleg nimic. Pe ori spuneți că de 30 de ani au fost, n-au făcut aproape nimic. Nu sunt vizibili. Știu eu personal oameni de extraordinar de bună calitate în partidele, chiar și în PSD, da, ăsta pe care foarte mulți de la noi din partid îl critică, da, știu oameni de foarte bună calitate. Și atunci dumneavoastră ziceți, domne, dacă ajung primar, îmi trebuie majoritate și haideți să scoatem acei oameni de calitate. Și cui veți propune, de exemplu? Hai să facem un exercițiu de imaginație. Ajungeți primar. Cu cine veți dori să lucrați ca viceprimar? De la ce formațiune politică mă refer, nu nume. PNL sau nu neapărat? Repet, nu pot să spun de la cineva. Trebuie neapărat să vedem fiecare cu ce propunere vine. Nu facem alianță, din punctul meu de vedere, nu facem alianță așa otovă, adică noi să acceptăm orice. Păi teoretic ar părea că, domne, cu PNL orice. Nu? PNL, USR, plus, la București. Să dăm jos pe firea, să vină Nicușor. Așa și la Ploiești. Să vine Rareș, vine Răzvan Enescu și, normal, cu PNL-ul, frate, că sunt frați acolo pe partea dreaptă. Nu sunt de acord să luăm votanții noștri ostatici. În momentul în care am bătut palma necondiționat cu un partid sau am spus, domne, nu, cu partidul ăla nu batem palma niciodată, pe proiecte, din nou, pe proiecte, așa, înseamnă că am luat votanții noștri ostatici. Poate dacă un partid, nu știu, dau un exemplu, Partidul România Mare, da? Există. Exagerez, da. În sfârșit, nu știu, un partid, da. PXP, nu știu. Așa, acel partid propune un lucru bun pentru ploieșteni sau pentru orașul în care suntem primari sau suntem în administrație, nu văd de ce nu am acceptat un proiect. Doar așa, că nu ne place nouă de acel partid sau nu ne plac politicienii din acel partid, mi se pare o absurditate. Deci ce se va diferenția USR Plus în guvernarea locală față de celelalte partide? Fiindcă, de fapt, cred că ăsta este un punct care interesează pe cetățeni. De la Sinaia, la Breaza, la Câmpina, la Ploiești, la Blejoi, la Valea Călugărat, peste tot, ce va aduce nou USR Plus în județul Prahova? Fiindcă la București e altă discuție, acolo sunteți frați. În județul Prahova aducem niște oameni tineri, cu viziune și niște... Tinerețea e o condiție, apropo, mă scuzați. Nu e neapărat o condiție. Da, așa se întâmplă, 100%. Noi avem foarte mulți oameni, să zicem, de 50 de ani, 50 ceva de ani, tineri. Avem oameni de 60 de ani. Sufletește, așa? Sau la ce vă referiți? Cu deschidere. Asta înseamnă nu tineri. Sunt conservatori, da? Asta înseamnă tineri în accepțiunea dumneavoastră. Da. Politic vorbind. Politic. Sunt oameni tineri care au niște viziuni de schimbare. Își doresc o schimbare. Sunt oameni tineri, oameni cinstiți. Deci cu ce vor veni în comunitățile locale? Da? Cu tinerețea care ați explicat-o. Da, așa, viziune și cinste.
Cu asta vorbim. Viziune ce înseamnă? Viziune, avem proiecte și avem planuri. Pentru fiecare zonă, pentru fiecare localitate? Pentru fiecare localitate unde candidăm. Suntem oameni din comunitate. Sunt revoluționare? Nu știu dacă neapărat revoluționare. Păi asta aștept eu de la o formațiune politică care spune toți, aproape nimic, toți, venim noi. Nu neapărat revoluționare. De ce spun nu neapărat revoluționare? Pentru că la nivel european nu sunt revoluționare. Însă apelând la niște exemple europene, da, pentru România pot fi revoluționare. Care e proiectul revoluționar de la Ploiești? Proiect revoluționar. Al dumneavoastră. Proiect revoluționar, da. de la Ploiești? Care îl propuneți ploieștenilor și spuneți, pe domeniul acesta e revoluție, fraților. E un proiect revoluționar care a fost tot timpul în agenda publică, dar nu s-a aplicat niciodată, este să avem cu adevărat un centru în care oamenii, un centru în care se întâmple ceva, în care oamenii să vină de drag. Nu să avem un centru în momentul de față pietonal cu rochii de mireasă și magazine de, nu știu, de farmacii. Spun, și... Vă mărturisesc sincer că nu prea am înțeles, dar nu complet. Adică ce propuneți? Să dispară rochile de mireasă și să vină ce? Să vină niște, nu neapărat să dispară, dacă din punct de vedere economic alea pot sta acolo și sunt mult mai, aduc un semeric păi din punct de vedere comercial. Aduc, dar în miezul Ploieștiului să vezi corturi, parcă tot nu timpul... Nu corturi. Dar poate vrem și noi să arătăm ca orașele din vestul Europei cu terase, cu activități culturale. Păi asta vă în întrebam, centru. Ce înseamnă? Activități... Înseamnă dărâmarea, de exemplu, eu vă spun ce aș... Da, da. Nu vă spun ce aș face eu, că nu candez și nu mă interesează. Puteți să spuneți că... Dar am mai spus asta, da, acum câțiva ani de zile. Eu aș explica oamenilor care locuiesc la blocul șapte etaje că sunt în pericol. Dar este opțiunea mea, m-ați provocat, ok, o spun, da, până la capăt, da, acum. Aș despăgubi just, drept, acei proprietari și aș dărâma acel bloc, în primul rând, fiindcă nu este sigur pentru locuitori, și doi la mână, fiindcă a fost ridicat între cele trei monumente ale lui Socolescu. Halele, palatul și, și catedrala. Iar acolo, într-adevăr, s-ar putea face ceva. Dar asta este ideea mea de ani de zile. Oricum, niciunui politician nu i-a atras atenția, s-au zis, dom'le, e greu, cum să-i dăm pe aia, cum să le spunem oamenilor, calculele politice. Asta eu văd eu revoluționare, apropo de centru. Ca să vă spun așa, să... Da, vă mai întreb o dată. Revoluție la Ploiești, ce înseamnă din programul dumneavoastră? Centru, un centru unde se întâmple ceva? Da. Un și mai vă vine în minte acum vreun obiectiv care, dacă se va întâmpla, va fi wow, vor spune ploieștenii wow, în afară de asfalta străzi, canalizare? Nu, asfalta străzi și canalizare este ca și cum am dat cu lavabil o garsonieră și am spune că am renovat-o. Nu, asta nu este. Asta este ce trebuie să facă o administrație. Îmi spunea cineva, e ca și cum am mulțumit bancomatului când ne dă bani. Corect. Corect. Nu, foarte bună. Da. Nu. În 2020 să pui canalizare, să faci, să asfaltezi, să repari niște gropi, să faci parcări și să îngrijești spațiile verzi, este o obligație. Da, e minimal, așa. E adică minimal, exact asta s-a întâmplat în mandatul ăsta. Nici asta nu s-a întâmplat foarte bine, dar asta s-a întâmplat în ultimele mandate. Doar asta am făcut, am zugrăvit. Ceva revoluționar. De exemplu, putem să obligăm și subliniez acest lucru, cei care au terenuri industriale nefolosite sau chiar poluate, să le ecologizeze, să le pună în circuit. Cum obligăm? Mărind taxele pentru ei. Că sunt foarte multe terenuri industriale în momentul de față. În Ploiești? În Ploiești. Fosta rafinerie Astra, fosta rafinerie Columbia și alte terenuri industriale care nu sunt în circuit. Sunt în circuit, să zicem așa, doar... cu vorba. Ele nu sunt într-un circuit. Este în momentul de față, ele sunt niște, ori nu există în momentul de față, din punct de vedere juridic, o evidență a lor, ori sunt păstrate într-un circuit mai degrabă în zona de speculă. N-aș fi vrut să atingem aceste subiecte, dar dacă tot am cu obiectivele, dacă tot am ajuns, tot le-am atins, îmi permit o întrebare. Poluare. Toată lumea vorbește, doar cetățenii fac. Până acum partidele s-au făcut că plouă. Toate. Nu știu, USR Plus, nu spun nimic. Adică nu știu. Dar, concret, spuneți-mi, vă rog, două, una, trei, câte știți, câte puteți, câte aveți, soluții concrete, clare,
dacă prezint pentru noastră interes sau prioritate, da. Prin care Ploieștiul, prin care poluarea din Ploiești poate fi redusă. Ca să dispară este utopie. Este adică e o minciună. Cine spune fac să dispară poluarea din Ploiești, minte. Bun, frica foarte mare, am observat acest lucru și vreau să subliniez și profit de acest lucru, frica foarte mare a cetățenilor este că vin cei de la USR Plus și închid rafinăriile, lasă oamenii pe drumuri și o să fie rău. Pe stradă ați sesizat aceste lucruri? Da, mai ales... Ați spus sau e dezinformare? Am fost în Mihai Bravu și a spus, domne, mai lăsați-ne cu poluarea, că închidem... că rezolvăm problema poluării, că înseamnă că vor fi rafinării închise, șomeri, vor... no. Da? Nu, nu trebuie să facem acest lucru. Dar cine a avansat asta? Noastră a spus vreodată că închideți? Niciodată. A înseamnă că altcineva a spus în numele dumneavoastră? Au fost spuse aceste lucruri, au fost colegi care au spus aceste lucruri. Ah, păi spuneți așa, înseamnă că din USR Plus provine ideea. Nu. Au fost colegi care au spus aceste lucruri pe forumuri. Dar cum să vă spun? Asta nu înseamnă că o poziție oficială. Poate spune orice membru, poate spune la orice. La dumneavoastră e libertate totală, ați văzut că votați online. Este libertate totală, exact ce am spus mai devreme. Asta înseamnă cu bune și cu rele. Cu bune și cu rele, da. Însă, totuși, o părere dominantă trebuie să fie o părere cerebrală. Asumată de toți membrii, măcar în campanie. Și rădăcinată în realitate. Pentru că așa, da, ok, cel mai frumos ar fi să închidem toate industriile nepoluante și să vină nu știu ce, să câștigăm bunți bani, să stăm și degeaba, eventual. Nu se poate. Mai avem doar 4 minute. Așa, ca să termine poluare. Problema poluării. Da, sunt tare curios. Jvehat, Austria, Viena, da? Avem unul, să nu-i dau numele, un operator de rafinerie, da? Pentru cei care nu știu, vorbiți despre rafineria care se află în apropierea de Vienei. De Ploiești, da. Da. Ok, așa. Viena, da. Bun. Există rafinerie, există aceeași industrie, nu există... Viena nu este afectată de poluare. De ce? Există cordon verde. Noi trebuie să facem acea centură verde. Exact. Noi trebuie să facem un zid și este dovedit acest lucru. Noi suntem poluați industrial, dar și agricol. De ce? Pentru că specificul agricol al României face ca o perioadă de timp să avem pământul descoperit. Praful, particulele mici intră în oraș, da? Și cetățenii sunt afectați. Nu miros aceste particule. Dar din punct de vedere al sănătății sunt foarte, foarte periculoase. Și aceste particule. Noi trebuie să facem o perdea verde, trebuie să renunțăm la panseluțe, trandafirași sau ce mai avem noi prin centru. Asta veți propune? Să se renunțe la panseluțe? Asta este una dintre propunerile mele. Și ce puneți în loc de panseluțe? Foarte simplu, arbuști. Arbuști care au cât mai mult... Adică dacă veți fi votat, vor dispărea aranjamentele florale... Nu toate, o mare parte. Mai lăsați unul în centru. Mai lăsăm unul în centru, așa, în jurul statuii. Vor dispărea de ce? Sunt foarte scumpe, sunt scumpe de întreținut și nu aduc un beneficiu. Ele sunt drăguțe, dar nu aduc umbră. Și multe orașe au pus gazon, pur și gazon, simplu. Au pus gazon, au pus copaci. Noi, dacă am avea Bulevardul Republicii și n-am, închipuiți-vă, acei trandafiri care sunt extraordinar de scump de întreținut, am mai spus, noi în Ploiești avem, nu că e cineva corupt, avem panseluțe la preț de crin imperial. Cred că avem mai mult, mai scumpe. Păi, mai devreme, domnul director spunea, al SGU spunea faptul că există sere, că vor să cumpere altă seră. Este scump. Este scump să facem acest lucru. Păi dacă e mult mai ieftin decât pe piață. Da, da, dacă am avea niște arbuști, ăia trebuie întreținuți foarte puțin. Sau dacă avem niște copaci, ia cu atât mai puțin. Copacii aduc umbră, copacii filtrează, arbuștii filtrează. Deci, centură verde. În cât timp? Stați că dacă tot la e singurul subiect care, sau dacă vreți, discutăm cu altă ocazie, fiindcă e subiectul care preocupă pe foarte mulți ploiești. Vorbim despre sănătate. Prahova cancer, locul întâi la cancer de colon. Am vorbit cu asociația Stop Poluării. Da, e dramatic. Și de asta spun, dacă sunt acum, dacă aveți, dacă ne puteți avansa un termen în care Ploieștiul poate avea o centură verde, fiindcă nu mai avem spații, nu mai avem terenuri. Deci e complicată și asta, trebuie cumpărate pe semne. Da, noi avem o mare problemă. Noi, în general, ne așteptăm să se întâmple lucruri de pe zi pe altă. Nu, mă întreb serios, în cât timp estimați? Într-un mandat. În 4 ani reușiți? În 4 ani. Reușiți tot o centură în jurul Ploieștiului? O centură verde, iar o centură verde în care să... Nu va fi în jurul Ploieștiului, va fi doar zonele industriale vor fi separate. Nu va fi în jurul Ploieștiului. Este destul de greu. Din punct de vedere imobiliar este destul de greu. Nu putem să facem acest lucru. Dar va fi... Și bun, reduci, deci odată, centură verde. Centură verde. Renunța la floricele și pus arbuști. Da, și aici avem un dublu beneficiu. Avem o întreținere mult mai ieftină a spațiilor verzi și banii aceia pot fi redirecționați.
Alte măsuri? Două secunde, vă spun o paranteză că tot ajungem aici. Eu am lucrat în Belgia o perioadă sau am colaborat cu o firmă de medie și am întrebat, domne, în Belgia nu există aceste floricele pe jos, sau există foarte puține. Și au spus următorul lucru, decât să băgăm bani în floricele pe străzi, băgăm bani în școli și în spitale. Și este mult mai, aduc un beneficiu mult mai mare. Ultima întrebare. Fiindcă nu mai avem timp și la poluare oricum este foarte mult de discutat. Serviciile publice din Ploiești, vă rog. Nu mai notez nimic. Serviciile publice din Ploiești, dați-le note. SGU. Activitate din punctul nostru de vedere. Ca ploieștean, în primul rând, dar și candidat. De ce râdeți? 7. Un 7. Trece. Nu cred că sunt bine manageria și nu li se cere ceva concret. Da, trece. Vom mai vorbi. Deci dumneavoastră propuneți, nu sunt bine manageriați, înseamnă că nu sunteți, nu vi se pare... Nu sunt mulțumit de ce li se cere. Adică pot face lucrurile foarte bine, chiar și în momentul de față. Chiar am admirat cum taie ei copace, dar nu trebuie să facem niște lucruri. Salubritatea. Un doi cu indulgență. Vorbim despre lipsa banilor, despre faptul că Ploiești aloca foarte puțin bani salubrității sau despre faptul că operatorul nu vrea să ia tot bugetul alocat? Tot la unul. Adică nici bugetul nu-i folosit cum trebuie, nici contractul nu-i făcut cum trebuie, nu, nimic. Doi. Aș da un doi așa, general. RASP-ul, Serviciul de Transport Public. RASP, cum mi se pare? RASP-ul, sincer să fiu, eu personal nu prea înțeleg existența, da? Nu sunteți singurul. Da. Serviciul de Transport Public? Deci nu dau notă. Serviciul de Transport Public, cu ce au momentul de față, cred că un 8-9. E cea mai mare notă până acum. Da. Pentru că n-au nici cu ce. Adică trebuie să vedem și circumstanțele. Serviciul de Căldură, de... Bine, Ploiești nu a avut 5-6. Ploiești nu a avut luni de zile fără căldură cum se întâmplă. 5-6 tocmai de asta, pentru că nu a avut problemă, dar din cauza ineficienței sale, cred că un 5-6 așa. Mai este vreun serviciu? Poliția comunitară. Poliția comunitară, da. Uite, de fapt noastră le știți pe toate. Poliția comunitară, poliția locală, nu comunitară, domnul. Da, poliția locală. Da, un 3. Nici pe ăsta nu treceți? Nu. Nu. Veți fi o voce în Consiliu. De asta, dacă nu veți fi votat primar. Trebuie să-și facă treaba. Trebuie să-și facă treaba. Trebuie să identifice întâi ce treabă. Ce servicii publice mai sunt în Ploiești? Avem spitalele municipale. Avem... Notă de trecere? Aici e foarte greu, pentru că aș fi un pic... N-aș fi cinstit față de ele, pentru că dacă aș da o notă mică, de exemplu, spitalului municipal... Și TCE-ului am dat o notă mare pentru că nici n-au cu ce, ar trebui să-i dau o notă mare. Acolo oricum, ca și profesorul meu, n-ai cu ce, îți dau 9, stai jos. Parcă nu e așa corect. Bun, dacă este atunci să luăm așa serviciile, atunci și TCE-ul se duce spre 4. Dar n-au baza materială. Spitalul municipal, de exemplu, serviciile cred că ar fi un 4 așa ce oferă din cauza că n-au baza materială, dar ceea ce oferă, cred că au și o notă de trecere și destul de bună. Relația cu petrolul Ploiești, cum o vedeți? La fel cum e acum, primăria nu se implică deloc? Cum o vedeți? Trebuie schimbat un pic. Totuși este echipa Faniona orașului. În ce sens? Pe scurt, vă rog. Avem nevoie de niște oameni care se pricep foarte bine în sport. Avem în echipă oameni care se pricep foarte bine la sport și cred că ei au o capacitate mult mai bună de a vedea... Unde aveți în echipă? Echipa la USR Plus? În echipa USR Plus. Da, avem oameni aduceți politicieni să ocupe de petrolul? Aducem oameni, specialiști să se ocupe de... Păi aveți specialiști în fotbal în USR Plus? Am specialiști în sport care se ocupă. De asta nu a promovat petrolul, că nu lipsesc specialiștii? Da. Da. Bine, stați puțin. Cu ce ar putea să aibă primă? N-aveți și antrenori, bănuiesc. Nu. Avem și jucători. Da, nu. Avem specialiști care ar putea să ne spună cum să facem lucrurile coerent. Asta dar spuneți general, că primăria trebuie să implice mai mult, dar nu doar să ajute petrol. Mai mult. Da, nu doar pentru petrolul, și pentru hipodrom. Avem o bijuterie la nivel național, hipodromul. Vedeți că au făcut ceva apropo de aproape nimic? Au făcut nimic? Ceva. Vedeți? Stați puțin, au nu, făcut ceva. Nu, aproape nimic. Stați că nu eu doar semnalez, n-am dat cu parul. Stați puțin că... Așa să ne uităm, uite, o instituție pe care chiar aș lăuda-o și chiar face ceva, așa este Filarmonica. Și teatru. Filarmonica, eu am sesizat că face, mi se pare, una dintre cele mai eficiente instituții ale... Deci acolo îi dați 10, cu felicitări. Da. Plus 10 plus. Da. Avem o sală
mică, dar o sală renovată. Mergeți în mod curent la Filarmonică? Nu cât mi-aș dori. Vă mulțumesc pentru participare, domnule Răzvan Enescu. Ne vom, sper să ne reîntâlnim în această campanie și să dezbatem tot așa, să tocăm puțin subiectele cu răspunsuri foarte clare, fiindcă eu cred așa, dragi prieteni, și sub acest slogan va sta toate emisiunile care se vor desfășura în campanie. Ca să nimerim votul, trebuie să votăm informați. Am văzut foarte mult și pe rețelele de socializare că unii oameni, exact ce a spus dumneavoastră, sunt sătui. Cum un ziarist sau un ziar postează o știre politică, omul eject, nu mă interesează. Dar pe de altă parte, vorbim despre alegeri locale, nu despre cele parlamentare, și toate votul ne influențează viața noastră de zi cu zi. De la transportul public, la servicii de sănătate, la apă, la căldură, la absolut tot. Și ca tare trebuie să votăm informat. Votul trebuie să fie informat, nu putem să mai votăm așa partidul. E și asta foarte interesant. Se va vota omul, s-a votat partidul sau s-a votat proiectul? Sau împreună? Cred că până acum s-a votat prea mult omul sau partidul. Trebuie să votăm proiectul. Vă mulțumesc pentru participare, vă doresc o seară plăcută în continuare. Aici punem punct în această seară emisiunii Proces Verbal. Vă mulțumesc, dragi prieteni. Rămâneți sănătoși!